ce ai tu al dracului să fii, mă, Titi? Fii atentă cum ne urmărește mașina aia. A te îndrăgosti de o femeie este cea mai de jos cădere a unui bărbat. Terfelirea demnității sale primordiale. Tu înțelegi, mă, Nelo, ăsta, Titi al nostru, l-a citit pe Kierkegaard. Uite aici, Kierkegaard. Bă, proștilor, știți voi ce citea Titi? Kierkegaard! Ce nu știa Titi e că nenorocitul când a ajuns la andropauză s-a îndrăgostit de una și s-a sinucis. Săracul Titi! E tăi pe ăștia cum s-a lipit de noi. Toți copiii ceilalți își bat joc de supermenii mei. Mă rog, ce-a rămas din ei? Îi scuipă, le pun piedică în curte, nu-i primesc la fotbal în recreații. Azi au spart capul lui Dudu cu o bucată de cărămidă. Am înnebunit și eu și am pus furtunul pe ei. Tot am învățat ceva de la poliție. Iar au început în piții ăștia cu manevrele. Hai cât ai tâmpit. Auziți, mă, tovarăși? Mă, băieți, eu știu că voi ne urmăriți pe noi. Așa că eu duc pe Titi să-l îngrop. Voi sunteți în misiune să vedeți ce fac eu cu Titi. Dobitocul ăsta nu mai este de acolo. Hai să punem cu toții mâna pe sicriu, să-l fixăm naibă aici pe porbagaj și să-l ducem în sat. Să nu ne apuce noaptea pe aici. Haide, domn. Domnilor, nu vă supărați că vă pun o întrebare. Da, vă rog. Dacă dumneavoastră erați în misiune, de ce ați mai instalat pe capătă porbagajul? Vedeți, domnule doctor, sigur că sunt în misiune, dar aici la țară mai găsim oarecum câte ceva. Un sac de cartofi, prune, struguri. Băieții noștri. Aici Radio Europa Liberă. Bă, frumoasă țară avem. Gata, domnule, îngropăm. Chemăm și pe popă? Cum credeți? O chemăm lume, ca să fie, ce strică. Are voce, place la lume. Care lume? Cine o să vii la înmormântare la ora asta? Băi, nu-i pun să dragă clopotele. Vine lumea, lumea e curioasă. La televizor un film corean. Într-un sfert de oră cimitirul e plin. Bă, ia stai să trag și eu niște clopote. Ei, vezi, domn doctor, vine lumea. Vine ca oile. Uite și popa călare. Merescăria! Ăsta bărbatul meu. Fumează, bea pe rupte, pescuiește, vânează, ce-o mai regulează și pe secretara școlii. Încă ne mai rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului tău, Titi. Și-l așează pe el în loc de odihnă, în loc cu verdeață. Și iartă lui păcatele, cele cu voie și cele fără de voie. Că nu e om care să nu greșească, numai tu ești fără de prihană, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule. Să-l auzi și romanțe, cântece balade, ce cântece de petrecere. Deschide groparea mormântul, Bidineaua, Magdalena. A luat primul doi pe județ la cântarea României. Dacă nu era față bisericească, lua primul. După mormântare mergem la el să tragem un chef.